Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru vineri 30 octombrie un curs de 19 lei și 94 de bani pentru un euro, cu 5 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american rămâne la aceeași cotație și poate fi cumpărat cu 17 lei și 3 bani. Leul românesc cade cu un ban până la valoarea de 4 lei și 8 bani. Și hrivna ucraineană pierde un ban și costă 59 de bani. Rubla rusească își menține cotația de 22 de bani.